Multă lume știe că aici este Academia de Poliție, dar se pare că e de fapt cea mai mare pușcărie din România. Cel puțin asta susțin reprezentanții sindicatelor din penitenciare. Conducerea acestei instituții este acuzată de abuz în serviciu în urma scandalului cu hrana alterată. Aici, 63 de studenți au suferit de toxi-infecție alimentară din cauza supei cu viermi și a cărnii alterate care le-a fost servită. Toate acestea la mai puțin de 500 de metri de un complex comercial cu mai multe restaurante. Ce este și mai grav este că le-a fost interzis să-și cumpere hrană din altă parte sau să primească de la părinți, tocmai ca să nu se îmbolnăvească. Scandalul de la Academia de Poliție a căpătat proporții epice după ce Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a sesizat DIICOT-ul referitor la abuzurile comise de fostul rector Claudiu Ștefan Chindriș. Mâncare stricată, șobolan, camere în care plouă, condiții mai rele decât în pușcării, unde măcar deținuții au parte de un meniu diversificat, inclusiv pentru bolnavi de diabet sau TBC, vegetarieni sau musulmani. Unul dintre cei mai cunoscuți studenți la poliție, Adrian Elicopter de Luptă, a acuzat conducerea Academiei că a încercat să mușamalizeze scandalul, dând vina pe elev că nu se spală pe mâini și au bacterii în barbă. Asta am făcut noi, toxi-infecție alimentară, pe lângă faptul că nu ne spălăm pe mâini și ni s-a mai spus și că avem barbă în care purtăm bacterii și de la aia s-ar fi intoxicat băieții. Nu știu, puteți să spuneți orice despre fetele de la Academie, dar eu n-am văzut pe nimeni cu barbă. Că au fost și fete intoxicate. Atenție! Tot de la el aflăm și că ofițerii Academiei mănâncă separat de restul elevilor și cel mai probabil nu aceeași mâncare. La fiecare raport, aproape fiecare raport, ni se precizează, dragi colegi, dragi colegi, așa, așa, care colegi? Noi nu suntem colegi. Dumneavoastră mâncați la popotă, unde e mâncarea lux, și noi mâncăm la cantină. Dacă eram colegi, eram un pic de egalitate acolo în unitate. Dispusele celebrului TikToker, care deși e cam pun pe glume, acum e cât se poate de serios, de fapt afectați de toxi-infecție alimentară din poliție, ar fi fost aproximativ 150 de elevi, nu 60 așa cum s-a raportat public. Numărul aproximativ și cel mai aproape de adevăr este de 150. Lupta studenților de la Academie cu cei care i-au otrăvit cu mâncarea infectată continuă. Da, foarte frumos, un meniu superb. Cine se pricepe la biologie? Ce este acest microorganism? În semn de protest, toți studenții s-au întors cu spatele în timpul salutului informație. Nu sunt singurul care crede lucrul acesta. Colegii mei s-au întors cu spatele la, nu știu cine era, domnul, un cadru de acolo din Academie, în momentul în care acesta i-a salutat informație. Eu nu pot decât să sper că cine s-a făcut vinovat de treaba asta va plăti și așa ceva nu se va mai repeta vreodată.